Așa voia să o dea, doar că nu i-a ieșit. Dar oricum intențiile erau bune, adică Vlada, n-ai pe ce să te superi. Las că crește el. Nu cresc eu cum trebuie. De ce suni atât de dură? Ce-ai schimbat la el? Din punct de vedere moral sau... Chestia asta că dacă lași femeia afară, zici că poți să fac ceva. Dar poți să facă și cu tine de mână. Păi asta zic, așa a fost și în relația pe care am avut-o. Pe mine m-a ținut în lanț mereu. Să nu muncesc, să nu ies, să nu fac, să nu postez, să nu zic, să nu vorbesc. Doamne. Și nu accept asta. El știe sau nu ați apucat să vorbiți despre asta? Avem șervețele aici. Ah, Doamne! Ce face? Plânge Vlada, de ce? Oh, cameră? Bă, ce a deranjat-o? Cameră, mă las, mă duc în partea cealaltă. Nu o să te las. Taci un pic. Hei! Nu, te așa ascunde că toată lumea a plâns. Toți am plâns aici. Sunt camere în toate lumiurile. Mă nu râd, da, așa zicem toți. Nu plâng aici. E, așa am zis și eu. Cine a mai zis asta? Eu nu plâng aici, eu stau cu mâna în fața ochilor. De la reflectoare, sunt prea puternic. La lumină. Da. Nu plâng. Toate fițele, toate noi avem un trecut. Sunt părți care ne-au durut mai mult, părți care ne-au durut mai puțin. Cel mai important este să le înfrunți. Când ies aceste lucruri, trebuie să le accepti și să le treci prin tine, cum ar veni. Și că e o lecție și datorită acestor lucruri nu o să mai treci și nu o să mai accepti. De asta nu vreau să mai accept. Dar el nu trebuie să accepti. Cu sensul ăla, nu cred că ar face așa. Plus că el n-a locuit în altă țară, trebuie să fii mai deschis la minte, da. Oare de ce plânge? O doamnă, măsa. Bă, crezi că de la faza cu... Când o lași să iasă genul, când ne-a lăsat să iasă singur în club, sau că am sărit noi genul? Am curat să iei toată lumea. Genul așa, că nu scoatem cuvinte de astea. Eu țin minte că i-am mai zis. Pot să mă duc și... Eu țin minte că i-am mai zis lucrul ăsta. Tu la story ziceai de asta, că înainte să postezi story, trimiți lui. Și dacă el zice ok sau nu ok, nu postezi. Doamne ferește! Este așa practică. Da, da, există. Doamne ferește, așa ceva. Da, îi trimiți întâi lui și nu pui locația, nu pui unde ești, să nu știe nimeni. Când înainte să postezi, adică nu poți să postezi mai mult de tot stories cu tine, adică doar unul pe zi, dacă vrei. Eu trebuia să-l sun înainte să ies din casă, să-mi dau voie, să-mi dea el voie să ies din casă. Eu ca să postez, le postez doar cu el. Relația mea de 4 ani a fost ceva. De asta nu prea ai tu poze vechi. Nu poți postez doar eu singură așa, trebuie cu el să postez, împreună. Cum ai stat în relația asta? Aer. Am iubit. A fost prima ta relație? Când iubești, accepti. Mai ales când e prima relație, că nu e niciun fel de experiență și tu crezi că lucrurile astea sunt normale. Și am avut speranța că, bă, poate o să fie bine, o schimbi, dar eu gândește că nu puteam nici măcar să-mi dau comandă de mâncare fără să-l întreb el. Eu să pot să am poftă de... Serios? Da, pot să îmi comand... Și cum a scăpat? A scăpat... A fost mama la un moment dat la mijloc și am zis că toate până la mama. La revedere. Și atunci am reușit să mă eliberez eu de el cu totul. Există, din păcate, și sunt multe femei care acceptă chestiile de genul. Eu nu știu, mă gândesc și cred că la extrema la care am ajuns eu că aveam un alt telefon. Trebuia să am un telefon care îl aveam doar pe el în telefonul respectiv și doar pe el trebuia să-l am cu mine. Ca să vorbesc, să se asigură că vorbeam doar cu el. N-am avut parte de așa relație. Eu zic că sunt două variante pentru care plânge. Nu. Lasă-mă puțin, mă mai cer o dată. Cameră? Trebuie să merg neapărat, sincer. Acum, trebuie să mă duc să-i fiu alături, cameră. Vrei să facem pariu pentru ce plânge? Eu zic că-s două variante. Ori că am pus prea mare presiune pe ea cu răspunsul cu alea, ori dacă nu, ceva de gen, poate a avut ceva în trecut, vreunul care nu o lăsa să iasă și alea. Și când i-a zis că... Eu nu lasă singură și o da nașpa. Nu cred, pentru că încă nu sunt, adică gen la ei sunt la început acum, nu cred că ar trebui să plângă de asta. Eu cred că a plâns din cauza că... Am pus o presiune. Asta, că ce răspunsuri, dăm tu e-mail, că nu știu ce, dai că pune... De la mine a plâns. Da, cred că da, asta, da. Și eu așa mă gândesc. Și eu la fel mă gândesc. De când s-a inventat... Gen un pic la mișto sau gen la modul... Dar n-am luat-o la mișto, frate, dar... La modul gen că nu dă răspunsuri sau ce răspunsuri a dat, știi? Da, să mă, frate, ca să te întăresc. Un alt de stoc cu apă, nu? Bă, deci dacă intru acolo și iar aud că una dintre fete a încercat să o influențeze, cum zicea ea la date, că bă, vezi că e fals, sau să inducă niște chestii, toată calmitatea aia mea pe care am avut-o zilele astea și cu Robert și așa, se termină. Toată calmitatea aia mea. Atunci își dau arama pe față și vezi de fapt cât de toxic este omul ăla. Dar la început e pâinea lui Dumnezeu. Nu neapărat că e pâinea lui Dumnezeu, cât te face să crezi că așa trebuie să fie o relație, așa trebuie să te simți iubit, că te simți când îl vezi că e mereu acolo pe tine, nu faci aia, nu faci aia, te gândești că poate mi-ește pentru binele meu. Sunt unii care nu arată comportamentul ăsta încă de la început, știi? La început te lasă să vadă, îți oferă atenții, cadouri, plimbări. Dar când s-a terminat relația asta? Am trecut în noiembrie. El era mai mare decât tine sau ai spus că aceeași vârstă? 2 ani mai mare. Ok, da. Haideți să facem un joc. Să ajungem în partea cealaltă. Vreau să stau, frate, să mă relaxez. Păi tu nu ai vrut să te joci cu noi atunci când am făcut detectorul de minciuni. Tu nu ai vrut să te joci cu noi, Robert, tu nu ai vrut să te joci cu noi. Tu nu ai vrut să te joci cu noi. Nu avem aici, nu avem jucării, să le dăm și lor. Noi când am făcut detectorul de minciuni, tu nu ai vrut să te joci cu noi. Unde, mă, unde? Pe ce să mințiți? De ce să minți? Te-am întrebat frumos dacă vrei să te joci. Nu ai vrut să te joci. Totul e adevărat. Eu nu mă joc cu tine. Vrei să zic o minciună? Vrei să zic o minciună? Nu, nu mă minți. Spune adevărul. Și acum, Gianni. Zi, frate. Zi, frate. Vrei să zic o minciună? Da. Auzi? Stai lângă ea. Nu. Acum nu. Că vrea să joace. A vrut să joace. Vrei să spun o minciună? Stai lângă ea. Nu strica joaca omului. Te rog eu, nu, așa, perfect. Joacă-te, mă, omule, mă. Nu mă las pe niște joacă-te. Se fac reclamă la deodorant. Capră nouă, ce... Vă prezentăm deodorantul Putenu. Cu acest deodorant nu mai puțiți toată viața. Bă, ești nebun, uite și pe asta, luat-o în studio. Ăla, cum eram, ne punem așa mult și sărim noi, care sunt ce mai în față, știi? Capră nouă, nu? Capră, da, sunt noi așa și mai bine arătare. Ok. Tu acum ești pregătită să înfrunți o relație cu oricum ar fi. Adică ai trecut peste tot ce s-a întâmplat. Da, doar că mi-am amintit eu ce a fost și... Da, am trecut peste, adică nu... Dar prima chestie care ți-a interzis-o, care a fost? Să nu ies cu fetele, eu mi-am pierdut prietenile pe care le aveam cu unii de liceu. Păi asta caută, să nu rămâneți fără de asta. Da, pentru că zicea că dacă ies cu ele, o să mă iau după ele, că ele dacă singură își fac de cap și o să fac și eu de cap. Și de la asta nu mă lăsa cu ele să ies și am încetat să mai vorbim și n-am mai avut nicio prietenă. E un prototip ăsta, sunt toți la fel. Ce a urmat după asta? După, că era o relație la distanță, el stătea în Anglia. Și eu trebuia să stau doar acasă, cu telefonul în mână, dormeam pe telefon, pe cameră, ca să vadă că nu plec de acasă noaptea. Dacă stau cu mama, trebuie să fac poze cu mami, ca să vadă că sunt cu mama. Cu ea? Da. Cât timp ai stat tu cu ea așa? 2 ani. Nu. Dar bine, închipui că toate lucrurile astea s-au întâmplat la ceva timp, nu din prima, nu? La jumătate de an, cred că primul jumătate de an erau. Dar a fost vreodată violent cu tine? Nu, nimic. Dar măcar atât. Păi și ce crezi că s-a întâmplat? Ce crezi că ai făcut greșit? Eu zic, n-am știut. Eu zic, frate, că... Eu cred că aia cu gen faza cu Laurentiu, că trimitem pe e-mail, nu știu ce, gen... Ai fost o Catinca. Da, poate ea n-a înțeles că ca și Catinca. Dar n-a părut afectată, la aia mă gândesc. Păi asta zic că ea pe conexiunea n-a vrut să pară afectată, dar... Posibil să fi vorbit ele altceva. Nu, cred eu. A avut ele timp așa repede să vorbească de... Imediat s-a dat după aia. Bă, deci dacă intru acolo și iar aud că una dintre fete a încercat să o influențeze, cum zicea ea la date, că bă, vezi că e fals, sau să inducă niște chestii, toată calmitatea aia mea pe care am avut-o zilele astea și cu Robert și așa, se termină. Toată calmitatea aia mea. Jur. Păi nu, mai pe frate. Ți-a vorbit urât? Nu. N-a fost cu bătăi, cu vorbi, doar, da. Posesiv. Toxic. Dar el cum arăta? Arăta bine? Înalt, brunet, tatuat. Ce nu era oare sigur pe el? Atâta... Nu știu. Nu e vorba de nesiguranță. Sunt bărbați care își doresc să dețină controlul. Absolut. Și știi care e ideea? Ei fac fix ceea ce ți interzic ție să faci. Deci dacă el îți spune, eu așa, cel puțin la mine, așa a fost. Eu nu aveam voie să ies cu prietenii mei, mi-am pierdut toți prietenii, deci toți. Eu eram singură pe lume, eu și el, dar el în continuare avea legături cu prietenii lui. Da. Ieșea în continuare. Ceea ce caută prin asta. Nu. Viața lui Gugea înainte, viața ta se oprește la ea. Dar că dacă tu rămâi fără nimeni absolut, dacă tu ai o problemă cu el, tot la el trebuie să te duci, pentru că nu ai pe altcineva și se asigură într-un fel că stai acolo. Da, băieții ăștia suferă și de frica de abandon. Dacă vor să controleze situația, le e frică să fie abandonați. Ce? Ai secrete? Da, nu că nu se poate spune. Nu se poate difuza. Nu se poate, nu că difuza, spune în gura mare că după aia mult se prind. Zi. Păi dacă secrete, cum să ți le zic, mă? Azi la ureche și mie. Zi, secrete. Îți dai seama că e ceva despre mine dacă ei doi vorbesc la ureche, nu? Nu era de tine. Era o expresie pe care nu pot să o zic. S-a simțit. Dar la varice, că e despre mine. Ți-am zis că s-a simțit. Dar la varice, că e despre mine. Ce și eu 3000 de euro, scuze.